Ploile torențiale continuă să producă pagube în județul Brașov. Doar astăzi pompierii au intervenit la trei gospodării din satul Ilen din Comuna Mândra, unde subsolurile caselor au fost inundate. Totodată în municipiul Făgăraș o altă gospodărie a fost afectată de ploi. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare cod galben de vremea, valabilă în toată țara. Potrivit ANM, până pe 16 iunie, la ora 10, în cea mai mare parte a țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vigelii. Cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-60 de litri pe metru pătrat. În cursul săptămânii viitoare, gradul de instabilitate atmosferică se va menține accentuat în cea mai mare parte a țării.